Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă emisiune, punctul UPI. În seara aceasta îl avem invitat în platoul emisiunii pe domnul inginer Marius Grosu, directorul Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Roman. Bine ați revenit la CNS, domnule inginer! Bun găsit! Din păcate, nu cu un prilej prea fericit. Chiar în preambulul emisiunii discutam despre toate bolile care bântuie România. Am participat împreună joia trecută la o întrunire a Comitetului Local pentru Boli la Animale, coordonate de domnul doctor Ulea, și am aflat mai nou că iarăși avem un focar de pestă porcină la Mistreț. Haideți un pic să abordăm chestiunea aceasta și de ce ați fost dumneavoastră chemați acolo directorii acestor asociații? Câte asociații sunt în județ? Circa 17 asociații. Așa, dar acolo ați fost chemați doar două. O să vă explic. Deci, în urmă cu aproape două săptămâni, pe fondul cinegetic Odobești, de pe raza județului Bacău, a fost confirmată prezența virusului pestei porcine africane la 2 mistreți împușcați. Urmarea prevederilor legale în vigoare, s-a instituit pe o rază de 13 km în jurul acestui focar o zonă de supraveghere, o zonă afectată de pesta porcină. În acest context... Și pe 3 km o zonă de protecție. 13 km, da. Deci 13 plus 10 fac... Așa. În fondul, parte din fondul cinegetic 51 Unicen, gestionat de asociația noastră, se suprapune pe această rază de 13 km de la focar, în care, potrivit hotărârii de guvern 830 din 2017, se iau măsuri specifice, cum ar fi restricționarea circulației suinelor, acțiuni de vânătoare intensivă prin metode care nu dislocă efectivul, respectiv pândă și dibuire, astfel încât să fie redus efectivul de mistreți pentru a preveni propagarea virusului. Noi am fost chemați, asociația noastră a fost chemată pentru că fondul pe care îl gestionăm 51 Unicen se suprapune pe, așa cum am spus mai înainte, pe această rază de 13 km în jurul focarului. S-a elaborat un plan de măsuri împreună cu reprezentanții CLCB-ului de la Neamț și urmează comitet local pentru boli. Așa, urmează ca în perioada următoare noi să implementăm aceste măsuri din plan. Dacă ne referim la măsuri, putem spune că avem obligația de a depista toți mistreții găsiți morți și de a-i incinera în gropi speciale pe care trebuie să le facem. De la toți mistreții găsiți morți sau împușcați, obligatoriu se prelevează probe care sunt transmise la, sunt transportate la Direcția Sanitar Veterinară Neamț. Și de acolo la Iași, la de la Iași la București. La București pentru confirmare, pentru că se urmărește foarte atent evoluția acestei boli în teritoriu. De asemenea, se urmărește reducerea efectivului de mistreț. Efectivul de mistreț pe acest fond nu este foarte mare. Ultima evaluare din 2019 arată că pe acest fond ar fi circa 18 exemplare. Cota de recoltă aprobată de minister în 15 mai 2019, valabilă pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2019, 14 mai 2020, este de 10 exemplare. Noi până acum am reușit să recoltăm 6 exemplare, urmând a mai fi recoltate încă 4. Potrivit hotărârii de guvern 830, urmează să, chiar dacă recoltăm cele 4 exemplare, în baza acestei hotărâri putem recolta în continuare mistreț până la data de 13 martie, deci pe timp de 60 de zile de la data declarării prezenței acestui virus, iar toți mistreții împușcați sunt supuși analizei de laborator, sunt ținuți în spații frigorifice adecvate,
Până la eradicarea focarului de pestă. Deci până acum ce ați făcut cu cei șase ați spus că... Da, șase au fost recoltați. Aceștia au fost la fel, s-au recoltat probe, s-au trimis la laborator, nu s-au descoperit niciun fel de boli, iar carcasa mistreților a fost valorificată de vânătorii locali care au făcut vânătoarea, care practic au împușcat acești mistreți. Care este pericolul acesta, domnule inginer? Dacă tot vânăm și vânăm, iată că și anul acesta, vă spuneam înainte de emisiune, că este pentru prima dată când țiriac din cauza pestei porcine n-a reușit să mai facă acea vestită vânătoare de la Balș, în care veneau toți bogații Europei și, dacă nu mă înșel, și din lume veneau. Pericolul este foarte mare. În primul rând, se știe că această boală este extrem de distrugătoare economic, din punct de vedere economic, nu numai pentru porcii domestici, cât și pentru porcii, pentru mistreți. Mistrețul ocupă un loc, o nișă ecologică. Mistrețul ocupă un loc într-un ecosistem. Mistrețul este, pe de o parte, prădător, pentru că consumă animale mici, toată lumea știe că este omnivor, dar și prădător în același timp, pentru că consumă ouăle păsărilor care cuibăresc pe sol, consumă, eu știu, pui de animale mici. De asta este important ca aceste efective să fie menținute sub control. Prin aceste cote de recoltă, noi vânătorii menținem efectivele de mistreț în așa fel încât specia să perpetueze mai departe, dar să într-un număr care să nu provoace pagube, care să fie în acord cu capacitatea ecosistemului de a susține această populație. Și de a se regenera. Exact, Cât de ușor se înmulțește mistrețul? Mistrețul se înmulțește foarte ușor, mai ales în ultimii ani, datorită schimbărilor climatice care au avut loc, datorită iernilor care sunt mai puțin aspre. Mistrețul a cunoscut o creștere a efectivelor pe toate fondurile și la nivelul întregii țări. Sunt date peste cap și ciclurile lor de reproducție. De regulă, mistrețul intră în perioada de reproducere în jurul lunii noiembrie-decembrie și fată în sfârșitul martie, începutul aprilie. Datorită hranii din abundență pe care o găsesc pe fondurile de vânătoare, a culturilor agricole care sunt prezente pe toate fondurile de vânătoare, a crescut numărul de mistreți. Creșterea medie anuală în zona noastră e undeva la 30%, 25-30%. Deci la un efectiv de, să spunem, 20 de mistreți, creșterea anuală este cu undeva la 30%. Pe toate fondurile de vânătoare sunt calculate efective optime, adică acele efective și care... Și aproximativ, ați spus dumneavoastră, că nu stă nimeni să-i numere. Sunt calcule aproximative. Noi nu facem o numărătoare efectivă, un inventar al mistreților, pentru că așa ceva nu se poate. Da. Noi facem o estimare pe baza căreia stabilim... Dar cum estimați? Cum reușiți să estimați? Pe baza observațiilor din teren. Deci depinde de specia de vânat. Să spunem, la iepuri, la vânatul mic, se fac acele piețe de probă. Adică avem pe teren niște suprafețe de 100 de hectare pe care le avem însemnate pe teren. Pe acele suprafețe, printr-o ogoană pe care o facem în anumite perioade stabilite de comun acord cu reprezentanții Gărzii Forestiere, vedem ce exemplare sunt acolo. Garda Forestieră e fosta Rom Silva, nu? Nu are nicio legătură. Garda Forestieră este fostul ITRSV Suceava. Garda Forestieră Suceava are jurisdicție pe 5 județe din nordul Moldovei și verifică activitatea atât a Rom Silva cât și a gestionarilor fondurilor de vânătoare. Deci se ocupă de partea forestieră și de partea cinegetică, adică de vânătoare. Cum spuneam mai înainte, aceste piețe de probă de 100 de hectare, noi facem o goană și vedem câte exemplare sunt acolo, iar pe mai multe piețe însumăm suprafețele și prin extrapolare stabilim aproximativ numărul de animale care sunt pe teren. În cazul mistrețului și căpriorului, evaluarea se face după urme, după prezența lor la punctele de hrană și după observațiile din timpul anului. Și se completează niște fișe care sunt verificate de reprezentanții Gărzii Forestiere, iar în final stabilim efectivul care este la un moment dat, de regulă primăvara, pe fondul de vânătoare. Funcție de acest efectiv,
se stabilește cota de recoltă. În ultimul an, reprezentanții Ministerului, adică cei care aprobă, pentru că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este administratorul Fondului Cinegetic Național. Noi suntem, asociațiile de vânători, suntem gestionare. Noi, prin contract încheiat pe timp de 10 ani, gestionăm aceste suprafețe, aceste fonduri de vânătoare. Ministerul este cel care aprobă cotele de recoltă. În ultimul an, tendința a fost de a se scădea aceste efective până la limita de 0,5 exemplare pe kilometru pătrat. Din punctul de ce? Pentru că se urmărește reducerea efectivelor de mistreț până la limita de 0,5, astfel încât să nu facem extincție, da, dar nici să nu facem extincția speciei, adică specie trebuie să supraviețuiască mai departe. Un 0,5 exemplare pe kilometru pătrat ar asigura pe de o parte perpetuarea speciei, iar pe de altă parte ar împiedica răspândirea virusului pestei porcine și implicit și producerea de pagube culturilor agricole. Despre acest virus al pestei porcine se spune că l-am fi adus, sau cel puțin așa ne spunea domnul doctor Ulea, atunci când a izbucnit la suinele din gospodăria populației, că ne-ar fi venit de undeva, de prin Ucraina, de la vecinii noștri. Ce au făcut acolo? Ei au făcut o mânare acestor turme de, că am înțeles de la dumneavoastră că porcul mistreț trăiește în turmă, nu? Da, este social. Da, nu, da, cărduri. Cărduri, da. Explicați-mi un pic fenomenul. O să vă spun de la început toată această chestiune. Încă din 2014 se știa de iminența pericolului pătrunderii pestei porcine africane în țară. Era semnalată pesta porcină în Ucraina, în statul vecin Ucraina. În mod normal, autoritățile ar fi trebuit să ia măsuri de la acea dată. În 2015, Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, prin organele de conducere, a inițiat o serie de demersuri pentru ca autoritățile să ia măsuri și a stabilit propuneri concrete. Una din propuneri era permiterea vânătorii în zona de frontieră a României cu Ucraina și cu Republica Moldova. Și a doua măsură era permiterea vânătorii la mistreț, șacal și vulpe în rezervația biosferii Delta Dunării. Autoritățile nu au acceptat acest lucru. Autoritățile ucrainene sau române? Nu, autoritățile române nu au permis vânătoarea în zona de frontieră. Din ce cauză? A fost o greșeală? Pentru că a apărut ulterior și ordonanța 20/2017 care interzicea vânătoarea în zona de frontieră. Urmarea a fost că au apărut concentrări de mistreț. Mistrețul traversează foarte ușor granița. Și foarte mobil, am înțeles. Da, foarte mobil și a reușit Câți kilometri parcurge data trecută, spunea dumneavoastră? Un mistreț poate parcurge într-o noapte mai mulți kilometri după hrană, după de ordinul zecilor de kilometri. Da, poate parcurge. Și atunci s-a ajuns ca mistreți infestați cu virusul pestei din Ucraina să intre în România. Au luat contact cu populațiile de mistreț din țara noastră și așa s-a propagat virusul. Efectul cel mai rău s-a manifestat în Delta Dunării. La fel, Asociația Generală a Vânătorilor a insistat ca conducerea rezervației biosferei de la Dunăre să permită vânătoarea la mistreț și la șacal. Nu s-a reușit obținerea acestui lucru. Efectul a fost intrarea unor mistreți în Delta Dunării din Ucraina cu purtători ai acestei boli și s-a văzut ce s-a întâmplat atunci. Au murit toate exemplarele de mistreți care au fost infestate cu acest virus. Mai departe, șacalul și cel de răpitorii și vulpea au răspândit această boală mai departe. Cel puțin șacalul, datorită interzicerii vânătorii în Delta, a ajuns și la noi și noi avem șacal acum pe Valea Siretului, pe Valea Moldovei. Unde? În ce localitate? De-a lungul râului, nu putem spune o localitate exactă. Noi am semnalat prezența pe Valea Siretului, am cerut cotă de recoltă la șacal. Șacalul este o specie alohtonă, adică nu face parte din fauna țării noastre, a intrat în urmă cu 30-40 de ani venind din sudul țării, din Bulgaria, prin Dobrogea, a ajuns în Delta Dunării, a găsit condiții acolo,
specia a profitat de faptul că o mare perioadă de timp vânătoarea a fost interzisă și de acolo s-a extins pe văile, pe Valea Siretului, pe Valea Prutului, astfel încât în momentul de față avem șacal. Cum își fac șacalii cuibul? Știu că-s foarte... Cresc în haită, da. Deci sunt foarte distrugători. Exact, vor fi pagube. Pagube în gospodăriile populației, exact. Găini și ei mai... se pot, cu și se animale mici, orice, începând cu oi, miei, tot ce pot, sunt foarte oportuniști, consumă și produse vegetale, nu neapărat. Ei ocupă nișa ecologică a lupului, pentru că șacalul e undeva între vulpe și lup, lupul la noi în zonă nu mai este extins din prin anii 60, exemplare de lup găsindu-se doar în zona de munte, dar și acolo, din cauza măsurilor de protecție, lupul se va extinde mai departe, nu știu ce o să facem cu restul deci speciilor. Deci nu vom arbea, și care era rolul lupului într-un ecosistem? Rolul lupului era un rol foarte important. Toată lumea spunea că lupul este sanitarul pădurii, adică el consuma cadavrele de animale găsite moarte din diverse și aveau un rol în selecție, alergând cârdurile de cervide, ataca... Cervidele ce sunt? Cervidele sunt căpriorii, cerbii, toată familia asta din familia cervidelor. Mă refer la căprioare, căprior, cerbul comun. Deci, alergând cârdul, el alegea animalele cele mai slabe, cele mai bolnave, bătrâne. De asta și exact, exista un rol în, exact. Ești ca un șacal, da. Adică nu ierți nimic. Exact. Asta este efectul vânătorii. A încercat prin 2015-2018 Rom Silva în Delta să facă vânători, dar numărul de exemplare a fost recoltat a fost foarte mic și nu a avut efect. Și de ordinul, acum șacalul trăiește de ordinul a câte? Mii, sute, nu avem, nu. Exemplarele sunt puține. Deocamdată exemplarele sunt puține. Încă specia nu... Este un animal de talie mică, asemănă mijlocie, detalii mijlocie. Un pic mai mare decât o vulpe și mai mic decât un câine mare, ca să zic așa. Undeva caracteristică este ca fizionomie. Ca fizionomie seamănă foarte bine cu un câine. Culoarea este roșcată spre închis. Are pe spate... De multe ori e confundat cu vulpe, poate fi confundat foarte ușor cu un câine. Are coada scurtă, da, cu coada scurtă, stufoasă, de culoare închisă și caracteristic este pe partea din spate o sub forma unei șei de culoare mai închisă. De ce nu s-a încercat repopularea pădurilor românești cu lupi? Nu vorbim de repopulare. Ce s-a întâmplat? Prin anii 60, în perioada comunistă, era știut faptul că lupul produce foarte mari pagube vânatului ierbivor, să spunem așa, și atunci s-a încercat pe toate căile extincția acestui animal. Nu s-a reușit. După Revoluție... Se înmulțește mai greu lupul. Se înmulțește mai greu lupul și are nevoie de păduri întinse și liniștite pentru a putea supraviețui. Ceea ce nu mai... Nu prea mai este. Acum cu defrișările acestea din... Aici depinde, lucrurile sunt discutabile. Să știți că pentru vânatul ierbivor, nu vorbim de defrișare în sensul în care tăiem ilegal o pădure, vorbim de defrișare în sensul asigurării regenerării unei păduri. Și acele exemplare care au murit, da, natural. Da, da. Și acele, în aceste suprafețe regenerate natural, cantitatea de biomasă este mai mare decât într-o pădure bătrână și atunci vânatul găsește condiții mai bune de a trăi. Pentru că pădurea bătrână nu mai oferă fructificație, nu mai oferă adăpost, așa cum oferă un arbore tânăr, să spunem. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e un lucru rău că se taie o pădure doar dacă se respectă regimul silvic. Aici este cu tot o altă discuție. Noi ne referim strict la animale. Deci, pentru lup, arealul acestuia, cum spuneam, s-a redus. Doar în zona de munte, dar în ultimii ani, datorită creșterii efectivelor de lup, ele sunt monitorizate, există un program național pentru această specie, se pare că numărul lor a crescut și, mă rog, crescând numărul de lupi, o să crească și numărul de pagube.
Știți ce m-a mirat pe mine în toată povestea asta? Focarul de la Butea, țineți minte când a fost în vară trecută, discuția a apărut tot de la un porc mistreț. Butea fiind aici la Miclăușeni, în zona noastră. Da. Așa. Am înțeles acum, cum spuneam la această ședință domnul doctor Uleac, s-a stins focarul atât de la Butea cât și cel de la Agapia. Ați văzut că dumnealui a spus că absolut în toate județele țării este acest focar de peste porcină africană, excepție făcând Suceava. Asta e marea mea mirare. Păi Suceava e la granița de nord a țării. Cum de a scăpat Suceava? Cum vă explica dumneavoastră ca specialist? Explicația ar fi că poate au efective de mistreț mai reduse. Eu nu am datele exacte, dar poate, având efective de mistreț mai reduse, și posibilitatea propagării virusului este mai mică. De asta și la noi se urmărește ca să reducem efectivele la 0,5 exemplare pe kilometru pătrat. În al doilea rând, de foarte multe ori virusul a apărut ca urmare a traficului cu carne, da, din zone aici, infestate, în zone, în zone care, unde nu s-a manifestat virusul peste porcine africane, și atunci foarte ușor pentru că cele mai multe focare de peste porcine africană au fost în gospodăriile populațiilor, nu la mistreț. Păi, deci, n-aș văzut, vorbea de focarul din centrul comunei Agapia, lângă primărie acolo. Ei, și noi l-am întrebat pe domnul doctor Ulea cum își explică apariția. Ați văzut că și în ședința aceasta a Comitetului Local pentru Boli a explicat că acest cetățean, care este unul din oamenii gospodari ai satului, de jur împrejur lui nimic n-a apărut acolo, a achiziționat în urmă cu un an niște purcei din sursă necunoscută. Domnul director piciona faptul că omul n-ar fi declarat cinstit de unde are. Asta, da. Dar temerea dumnealui este că în curând nu o să mai avem carne de porc românească. Este și asta o mare problemă, de asta vă spun că pesta porcină africană, problema acestui virus trebuie tratată de autorități cu cea mai mare responsabilitate, pentru că pe lângă pierderile economice foarte mari, care se resimt la toate nivelurile, deci scumpirea cărnii de porc, avem și noi pagube în mediul natural, în mediul sălbatic. Gândiți-vă că mistrețul este efectiv decimat ca specie în momentul în care are un astfel de focar și acest lucru produce efect și efectul este în lanț și asupra celorlalte specii. Speciile de răpitoare devin purtătoare acestui virus, da? Deci poartă dintr-o zonă în alta. Este foarte greu să faci extinția tuturor animalelor de pe un anumit teritoriu, pentru că, practic, fondurile de vânătoare au suprafețe mari, de ordinul miilor de hectare. Romanul cât gestionează? Asociația Roman gestionează 9 fonduri de vânătoare, care însumează circa 900 de kilometri pătrați. Ca și efectiv de mistreț, noi avem evaluat total în primăvara anului 2019 un număr de 197 de exemplare. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care continuăm.